Bună, sunt Diana Lupu și astăzi mergem în vizită acasă la psihologul Gaspar Gheorg. Hai să mergem! Vă salut cu drag, bine ați venit! Bună, Gaspar, mulțumim că ne-ai primit! Ce faci? Vă așteptam! De cât timp locuiești aici? De un an de zile, anul trecut, la sfârșitul lunii august, s-a produs mutarea. Și spune-mi ceva despre tine și despre profesia ta. De profesie sunt psiholog și psihoterapeut relațional. Lucrez destul de mult cu relațiile de cuplu, cu relația părinte-copil. Îmi place la nebunie ceea ce fac. Unul dintre lucrurile bune din pandemie a fost și acela că am petrecut mai mult timp acasă, pentru că nu apucasem să explorez fiecare colț al casei. Și tot aici, în această casă, am scris o bună parte din cea mai recentă carte a mea, Suflete de sticlă. Câte camere are casa ta? Are în total două dormitoare și acest living care e destul de generos. Și spune-mi, de câte ori te-ai mutat până acum, pentru că tot mi-ai pomenit. De multe ori și prietenii mei se și amuză pentru că îmi plac schimbările și odată la 2-3 ani îmi place să îmi iau toate lucrurile și să mă mut în altă parte. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta mă ajută să-mi păstrez cumva flexibilitatea cognitivă și dacă, de exemplu, sora mea de la Cluj se plânge într-una că ea nu mai vrea să se mai mute și acum, în sfârșit, s-a decis să nu se mai mute, eu sunt genul care încă greu îmi pot imagina că aș rămâne în aceeași casă pentru totdeauna fără să mă mut absolut deloc și am calculat că în 10, aproape 11 ani de când locuiesc în București, cred că aceasta este a 6-a locuință. Care este primul lucru la care te uiți atunci când intri într-o casă? Lumina. Pentru mine e foarte important să fie multă lumină naturală. Asta și prin natura meseriei, pentru că știu cât de mult avem de luptat pentru a ține la distanță depresia și anxietatea și dincolo de acțiunile noastre, dincolo de comportamente, dincolo de gânduri. Cred că e foarte important să avem un mediu ambiental cât mai prietenos, care să ne ofere lumină naturală, care să ne ofere siguranță, confort. Așa că sunt pasionat de ferestrele mari. Așa cum vedeți, în ferestre mari a fost unul dintre criteriile în baza căruia am ales casa și la fel e și la cabinet. Îmi place faptul că e un perete de sticlă foarte mare. Acum că am trecut de întrebările astea de început, aș vrea să mergem un pic mai personal și să mi spui care este cel mai drag obiect din casa ta. Cel mai drag obiect din casa mea este fix acesta din spatele vostru. E un tablou care s-a mutat cu mine pe parcursul anilor și pentru mine simbolizează spiritul casei. Sunt ferm convins că fiecare casă are o energie, are un spirit. Și, de exemplu, în momentul în care nu e nimeni acasă și plecăm pentru mai multe zile, rog cumva spiritul casei să ne protejeze locuința și să aibă grijă de tot ceea ce avem aici. Mi-e foarte drag. Puțină lume îl apreciază, pentru că toată lumea proiectează tot felul de lucruri asupra lui, dar pentru mine are așa o putere aparte. Cred că mi-amintește de ceva din trecut. Care este locul tău preferat din casă? Sunt mai multe locuri preferate. Dacă sunt în partea de jos, această canapea este extrem de confortabilă și de aici se văd cel mai bine serialele de pe Netflix. Sunt un mare, mare fan al serialelor. Iar dacă sunt sus, pe balcon, e o banchetă unde îmi place să citesc foarte mult. Deci cumva am putea spune că sunt destul de comod și de leneș în același timp. Locurile mele preferate sunt acelea în care mă odihnesc. Povestește-mi puțin despre decorarea casei tale. Cum ai ales materialele, cum ai ales locul în care te afli sau dacă te-a ajutat cineva? De fiecare dată am fost ajutat când m-am mutat dintr-un loc în altul. De exemplu, anul trecut m-am uitat destul de mult la filmulețele celor de la Studio McGee, un proiect foarte mișto din state și mi-am dat seama că nu prea am educație în tot ceea ce privește combinarea culorilor, a obiectelor și că îmi prinde bine să mă pregătesc un pic. Și ei m-au inspirat destul de mult și cred de asemenea că în timp s-a dezvoltat un anumit stil, am o anumită atenție la detalii și acum deja știu care sunt acele nuanțe care se potrivesc, care nu îmi place foarte mult lemnul, îmi plac foarte mult culorile pământului, culorile naturale și casa e un mediu foarte important pentru mine. Cum ai descrie casa ta într-un singur cuvânt? Liniște. Ai vreun ritual de dimineață? Dacă e o zi de cabinet, mă trezesc cel târziu la ora 6 și am grijă să-mi încep ziua cu un exercițiu de respirație, cu câteva mantre care să mă ajute să mă pregătesc un pic mai bine din punct de vedere energetic.
Dacă m-am trezit cu suficient de multă energie, fac și puțină mișcare, deși nu sunt un mare adept al activității fizice, deși sunt la vârsta la care ar trebui să fac mult mai multă mișcare. După aceea un mic dejun, dacă timpul îmi permite, și merg spre cabinet. Cam aceasta e rutina de dimineață și la 7:15, cel târziu, sunt deja în cabinet. Cum a fost pentru tine perioada aceasta în care ți-ai petrecut mai mult timp acasă? Ai luat măsuri de siguranță în perioada asta? O, absolut, sigur. Sunt un tip destul de vigilent și de precaut și am avut cumva grijă să respect în măsura în care se poate regulile și îmi dau seama cât de greu ne e nouă oamenilor să ne dezvoltăm noi obiceiuri, pentru că era o provocare când ieșeam rar, dar când intram în casă să merg direct la baie. Acum deja știu că am de făcut asta, e cumva un drum pe care l-am creat. Însă n-a fost tocmai ușor cu aceste reguli, așa cum acum îmi e greu cu măștile. De foarte multe ori se întâmplă să plec de acasă și să uit masca acasă și dacă nu sunt în mașină, acum nu mai am câteva măști. Însă dacă sunt pe stradă, primul gând era: stai că intru într-o farmacie și cumpăr o mască, dar nu poți să intri în farmacie dacă nu ai masca la tine. Așa că sunt o serie de schimbări pe care încerc să le integrez în rutina vieții de zi cu zi. Iar perioada asta a stării de urgență, în prima săptămână, a fost foarte dificilă, pentru că a trebuit să mă reconfigurez la modul cel mai serios traseul. Nu mai mergeam la cabinet, ci din dormitor mă opream în sufragerie și cumva timpul trebuia împărțit destul de bine. Și după prima săptămână mi-am dat seama că nu e atât de complicat. Eu, fiind un introvert, nici nu simt nevoia de a socializa foarte, foarte mult, deși după prima decadă a stării de urgență, undeva aproape de cea de-a doua lună, deja mi-am dat seama că dacă autoritățile n-ar fi anunțat că totul se încheie, mi-ar fi fost greu să mai rămân în casă. Spune-mi, cum ai făcut să te integrezi în casă rutinele pe care înainte le aveai în altă locație? Cred că mi-a fost un pic mai ușor, pentru că sunt un tip extrem de structurat și de organizat și îmi place disciplina foarte tare. Am de fiecare dată agenda extrem de bine gândită și pregătită și asta m-a ajutat cumva să nu fie atât de complicat, și prin natura meseriei. Fiecare client și pacient este programat la o anumită oră să vină la terapie. N-au mai venit în cabinet, ci ne-am întâlnit online undeva într-un spațiu virtual, așa că din acest punct de vedere nu mi-a fost atât de dificil și de complicat. Ce ai vrut să fie diferit în casa ta în perioada pandemiei? Aș fi vrut să sărbătorim Sfintele Paști și ziua de 1 mai cu familia și cu prietenii. Asta a lipsit cel mai mult. Spune-mi, care e ultimul obiect achiziționat în casa ta? Vă invit la etaj, pentru că acolo e ultimul obiect. E un tablou. E această vulpe înțeleaptă, inteligentă. E un tablou pe care l-am comandat online exact în timpul stării de urgență, pentru a mă ajuta să fiu un pic mai în contact cu maturitatea, cu inteligența, cu energia bună. Cum ai ales zona în care locuiești? Eu sunt născut în satul mare și acolo, împreună cu părinții și cu sora mea, am locuit în centrul orașului și asta a făcut ca de fiecare dată când m-am mutat pe undeva să-mi doresc să fiu cât mai aproape de centrul orașului. Așa că anul trecut, când am făcut schimbarea asta, mi-am zis că e important să am Calea Victoriei aproape. Nu știu de ce tocmai Calea Victoriei. Însă îmi place să ajung în diferite locuri fără să iau mijloace de transport în comun sau fără să merg cu mașina, ci doar efectiv să mă bucur un pic de tot ceea ce reprezintă Bucureștiul. Povestește-mi puțin despre zona asta, cred că e o zonă de lucru. Exact, acesta e biroul unde am scris Suflete de Sticlă. E locul în care sunt de regulă diferite cărți din care mă inspir. Și îmi place foarte tare această fereastră din capul scărilor, pentru că mi oferă posibilitatea de a mă duce cu gândul foarte departe. Ce sfat ai pentru cei care își caută o locuință în acest moment? Oh, cred că din acest an, din 2020, locuința e mult mai importantă decât ne-am fi imaginat vreodată, și asta pentru că suntem nevoiți să petrecem atât de mult timp în locuință și nu știm cum va arăta viitorul. Așa că cred că, dincolo de atenția pe care o acordăm universului interior, locuința de asemenea devine un spațiu foarte, foarte important, pentru că aici avem nevoie să ne simțim în siguranță, aici avem nevoie să învățăm, să trăim, să muncim, să explorăm, să ne dezvoltăm, și cred că nu mai putem ignora sau nu mai putem neglija spațiul în care trăim atât de mult. Pentru că tot ne aflăm în zona asta de lucru, din care tu te inspiri, aș vrea să-mi spui totuși ce faci atunci când ajungi acasă ca să te relaxezi după o zi plină.
Diferite lucruri. Îmi place foarte tare să stau pe terasă și view-ul e destul de drăguț. Deci, de regulă, seara când ajung acasă, aici îmi place să admir Bucureștiul, pentru că, în ciuda faptului că suntem într-un loc destul de central, e destul de multă liniște. Și sunt toate aceste clădiri care îmi oferă posibilitatea de a-mi limpezi mintea și gândurile la modul cel mai serios. Ce relație ai cu casa ta? Vreau să cred că am o relație bună cu casa, cu atât mai mult cu cât depun atât de mult efort și ofer atât de multă atenție pentru a fi un spațiu cât mai prietenos. Și cred că în timp a ajuns să fie o parte din mine. Cred că locul în care locuiesc e o prelungire a personalității mele. Care este camera în care petreci cel mai mult timp și de ce? Cel mai mult timp, de regulă, suntem jos în living, însă și aici în dormitor, pentru că, așa cum vă spuneam, îmi plac ferestrele și e această fereastră mare și dimineața se vede foarte frumos răsăritul. Seara, de asemenea, view-ul e foarte atrăgător și te inspiră să visezi, să călătorești, mai ales acum într-o perioadă în care nu putem face asta fizic. În plan imaginar sunt foarte multe călătorii pe care le fac doar uitându-mă pe fereastră. Care este ultima melodie pe care ai ascultat-o acasă? Tocmai înainte să veniți era Buthabar. Îmi plac mixurile pe care ei le fac și de fiecare dată e un fundal muzical, indiferent de cine vine în vizită sau ce activități sunt prin casă. Care este cea mai frumoasă amintire din casa ta? Cea mai frumoasă amintire e din decembrie anul trecut, când au venit în vizită mama, sora, mai multe rude și a fost pentru prima dată când au venit cu toții în noul apartament și m-am străduit să fiu o gazdă cât mai bună și să le creez acel mediu în care ei să se simtă cât mai în siguranță și confortabil și să se bucure de timpul pe care îl petrec rar, din păcate, la București. Ce miros te duce cu gândul la acasă? De exemplu, acum vara, mirosul de pepene verde. Iubesc pepenele. Primăvara, mirosul florilor, mirosul naturii. Iar iarna, de regulă, mirosul sarmalelor. Gașpar, înainte să încheiem vizita, aș vrea să-mi spui ce crezi că faci dintr-o casă acasă. Cred că generozitatea gazdei, generozitatea oamenilor care locuiesc în acea casă și disponibilitatea lor de a le oferi atenție celor care trec pragul casei respective. Îți mulțumesc tare mult că ne-ai primit! Vă mulțumesc și eu!